Carcaliu este plin cu ruși lipoveni. Români foarte puțini avem. Noi acasă am vorbit rusă, română la școală. Dar mai ales părinții nici nu știa românești. Ne-am păcat foarte bine cu români, nu aveam treabă cu ei. Foarte bine era, vesel, bucuroși dacă era o petrecere, un botez. Cântau, răsuna casa asta. Și noi pe lângă ei auzeam și înregistram și învățam. De mică deja știam să cântăm. Era pe mijloc plitca din aia, sobiță cu cuptor. Și acolo făceam mâncare. Cu ciocani, cu iarbă mai mare uscată, făceam legături micuțe și puneai acolo și făceai așa, făceam. Mama nu punea sobă aproape de casă, ne era frică vară. La noi nu exista sărbătoare să n-ai varenică. Obligat făceai acasă. Câte puțin, dar tu știi, veneai de la biserică, pune masă, varenici la fiecare. Sunt foarte gustoase și bune. Un kilogram de făină cu apă și faci coca aia nu tot tare, nu tot moale. Simți cu mâna, ca femeile care știu, simte. Pui gălbenușul în brânză, albușul în cocă. Faci o cocă, o întinzi așa mare, 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 mai grăsuță, nu ca la plăcintă subțire, și cu pahar așa faci circulețe. Pac, 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 pac. După aia pui brânză și le lipești așa jur împrejur. Când ai terminat tot, după aia începi să le feri. Le întinzi imediat pe ceva ca să scurgă apa din ei. Pui smântână și amesteci și gata. Dacă nu pui smântână, pui smântână când mănânci, că așa noi puneam smântână când mâncam. La țară, că la oraș. La țară mea e altă viață, mai liniștită. Aceasta a fost povestea bunicii Geta. Cu alte bunătăți și vorbe bune ne întâlnim în episodul următor.